Salut! Vreau să vă arăt cum s-au dezvoltat plantele de cătină din grădina mea. Aceste plante sunt în anul 3 de la plantare și, așa cum vedem, se pregătesc pentru rodire. Anul următor urmează să producă fructe. Aceste bobițe sunt mugurii floriferi, din care în anul următor se vor forma fructele. Bineînțeles că fructele se vor forma pe plantele de sex feminin, femelă, nu pe plantele mascul. Planta mascul produce și ea muguri, dar aceștia sunt diferiți, sunt mai mari în diametrul. Pentru că ei vor produce doar flori pentru a realiza fecundarea. Eu am plantat în grădină o familie de cătină formată dintr-un mascul și patru femele. Unele plante s-au dezvoltat bine, dar altele mai puțin. Acesta este un, o plantă de femelă care nu s-a dezvoltat atât de bine. Aștept cu nerăbdare ca în următor să producă fructe și să revin cu un clip să vedem cum arată fructele în primul an de, la, de producție, respectiv anul 4 de la plantare. Până atunci, multă sănătate și aveți grijă de voi!